ultimă oră, un bărbat drogat fără permis a fost prins la volan după ce a lovit un pieton. Acesta furase o mașină, se pare, care a fost lăsată nesupravegheată. Colega mea, Andreea Borboros, a ajuns în urmă cu foarte scurt timp la locul acestui accident și vine cu imagini în exclusivitate de acolo, dar și cu detalii. Bun găsit, Andreea! Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor. Într-adevăr, vorbim, iată, de un eveniment extrem de periculos. Asta pentru că un individ în vârstă de 30 de ani a reușit să fure un autoturism lăsat nesupravegheat. De altfel, vorbim de autoturismul unui angajat al unei firme de livrări mâncare. Acesta a intrat, practic, într-un local pentru a ridica comanda. Acela a fost și momentul în care tânărul de 30 de ani a reușit să se urce la volanul autoturismului și să plece în trobă. Un alt angajat al pizzeriei a observat cum individul încearcă să fure autoturismul, a încercat să-l oprească, însă fără pic de remușcare, individul pur și simplu i-a trecut peste picioare acestuia și a plecat în trobă. A reușit să fugă câteva străzi distanță până ce a fost capturat de oamenii legii. Acesta este băut, de altfel urmează să fie dus la spital pentru prelevarea testelor care vor stabili dacă acesta se află sau nu sub influența drogurilor. Cert este faptul că în aceste momente vorbim de o persoană care se află la spital, asta pentru că a fost rănită, și de asemenea vorbim de individul de 30 de ani care a reușit să pună pe jar autoritățile din Timișoara. Vă reamintesc faptul că acesta urmează să fie supus analizelor pentru a se stabili dacă a consumat sau nu substanțe stupefiante. Cert este faptul că se află într-o stare avansată de ebrietate. Practic, în fața anchetatorilor, acesta nu și-a mai amintit de unde a furat autoturismul, dacă a băut, dacă a consumat băuturi alcoolice. Cam aceasta este starea în acest moment. Poliția, iată, a asigurat perimetru în aceste momente. Urmează de asemenea, după ce va fi supus testărilor, să fie audiat de polițiști pentru a putea stabili cu exactitate ce anume s-a întâmplat. Andreea